Dați-mi voie să vă spun bună seara și bine ați venit în locul acesta. Mă bucur foarte mult să vă revăd pe fiecare dintre dumneavoastră, mai ales pe aceia care i-am văzut seară de seară, dar așa cum a fost spus în introducere, văd foarte multe fețe noi. Ne bucurăm foarte mult că ați ales în această seară să fiți alături de noi și fie ca bunul Dumnezeu să reverse din harul său și din binecuvântările sale peste noi toți. Amin? Aș vrea să vă spun în această seară, înainte de a deschide Cuvântul Sfânt, vă aduc aminte câteva lucruri foarte importante. În primul rând și deosebit de important, am să vă rog în mod respectuos toți aceia dintre dumneavoastră care aveți un telefon mobil în seara aceasta, am să vă rog frumos, puneți telefonul mobil pe modul avion, silențios sau cel mult pe vibrații. În felul acesta să nu deranjăm următoarele momente în care vom fi împreună. Până la acest moment ați fost foarte, foarte credincioși și foarte ascultători. Și aș vrea să vă mulțumesc din inimă pentru efortul pe care l-ați depus. În același timp am să vă rog să continuați să vă rugați pentru mine și pentru dumneavoastră și mai ales pentru subiectul din seara aceasta, care este un subiect foarte important, este un subiect în care vom păși cu încredere, ajutați de Duhul lui Dumnezeu, un subiect care are mult de a face cu timpul în care noi trăim. Acestea fiind spuse, am să vă rog să ne ridicăm în picioare în mod respectuos și să cerem prezența lui Dumnezeu înainte de a deschide Cuvântul Sfânt. Tată nostru care tronezi în ceruri, venim înaintea Ta, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, să-ți mulțumim din toată inima, bunule Dumnezeu, pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi până în clipa de față. Îți mulțumesc în mod deosebit pentru că ai adus în siguranță pe toți prietenii, oaspeții, vizitatorii noștri în această seară. Și te rog, Doamne, să le răsplătești pentru efortul pe care l-au făcut. Binecuvintează-le familia. Binecuvintează pe toți aceia pe care ei iubesc, pentru care se îngrijorează. Și doresc, Doamne, ca din cerul Tău să reverși potop de binecuvântări peste toți aceia care Te caută dintr-o inimă curată. Doamne, în seara aceasta avem nevoie de ajutorul Tău ca să putem înțelege lucrurile adânci din Sfânta Scriptură. Și Tu ne-ai făgăduit un ajutor care ne va conduce în tot adevărul, Duhul Sfânt. De aceea Te rugăm în această seară, vorbește Tu inimilor noastre, iar la sfârșit să putem înțelege cuvântul Tău, cuvânt care se va împlini foarte curând în fața fiecăruia dintre noi. Voia Ta să se facă în viața noastră, Doamne Dumnezeule, și numele Domnului Hristos să fie înălțat în acest program. În numele Lui Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Vă invit să luăm loc. Mesajul nostru din această seară poartă titlul Cea mai teribilă persecuție. Cea mai teribilă persecuție. Și începând din seara aceasta vom începe să analizăm o carte profetică foarte importantă din Sfânta Scriptură, cartea profetului Daniel. După cum ați văzut și pe invitațiile pe care unii dintre dumneavoastră le-ați primit și ne bucurăm pentru aceasta, una dintre teme avea titlul acesta, Istoria lumii în cartea profetului Daniel. Însă înainte de a deschide cartea profetului Daniel, aș vrea să vă prezint câteva lucruri în strânsă legătură cu dragostea lui Dumnezeu față de noi oameni. Deși programul nostru poartă titlul Adevăruri pentru vremuri tulburi, pentru aceia care mărturisesc că sunt copii ai lui Dumnezeu și în mod special creștini, nimic nu ar trebui să ne ia prin surprindere chiar în momentul acesta în care eu vorbesc sufletelor dumneavoastră. Tot ceea ce se întâmplă în istoria acestui pământ
a fost de mult profetizat și anunțat cu lux de amănunte. Și de aceea Dumnezeu dorește ca noi să nu fim luați prin surprindere de aceste evenimente care uluiesc și care tulbură neamurile acestui pământ. Aș vrea să vă invit să deschidem Biblia în cartea profetului Isaia și așa după cum ne-am obișnuit seară de seară, vom pune versetele și înaintea ochilor noștri, însă eu mă voi folosi de Biblie în așa fel încât să păstrez contactul vizual cu dumneavoastră. Cartea profetului Isaia, capitolul 44, vom citi de acolo de la versetul numărul 6 până la versetul numărul 8. Mesajul nostru în această seară vorbim despre cea mai teribilă persecuție. Și este obiectivul meu în ocazia aceasta să vă arăt că ultima și cea mai teribilă persecuție din istoria lumii acesteia, creștinii vor persecuta pe creștini. Și am să vă arăt lucrul acesta cu Sfânta Scriptură. Priviți ce spune Biblia în Isaia, capitolul 44, vrem să citim de la versetul numărul 6 la versetul numărul 8. Așa vorbește Domnul împăratului Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine să spună și să-mi dovedească? De când am făcut pe oameni din vremurile străvechi să vestească viitorul și ce are să se întâmple? Versetul numărul 8. Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta. Aș vrea să mă opresc. Ce ne spune Dumnezeu, acest Dumnezeu care ne-a vestit viitorul cu mult timp înainte? Nu vă temeți, nu vă tulburați, nu vă înspăimântați, pentru că aceste lucruri ți-au fost făcute cunoscut cu mult timp înainte. Eu sunt Dumnezeul care a anunțat cu mult înainte ce se va întâmpla în istoria acestui pământ. Mergem în aceeași carte a profetului Isaia, de data aceasta ne uităm în capitolul 46, citim versetul 9 și 10. Isaia, capitolul 46, versetul 9 și 10. Și așa după cum spuneam și în ocaziile trecute, nu voi predica. Vreau să vă spun, îmi place mult mai mult să învăț pe oameni din cuvântul lui Dumnezeu decât să le predic. Este un timp și pentru predicare, dar în ocaziile acestea și în mod special în această seară, vom învăța. La momentul potrivit, am să vă pun întrebări, m-aș bucura dacă îmi veți răspunde înapoi. În felul acesta, îmi voi da seama că sunteți aici. Am înțeles că se poate dormi și cu ochii deschiși. Și credeți-mă, am avut și eu experiența aceasta, mi s-a întâmplat pentru scurt timp la volan. În timp ce conduceam, am adormit cu ochii deschiși. Dar sper să nu fie cazul în această seară, pentru că singurul vinovat voi fi doar eu. Priviți ce spune Biblia. Cartea profetului Isaia, capitolul 46, citim versetul 9 și versetul 10. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune. Căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este nici unul ca mine. Versetul 10. Și ce caracteristică are Dumnezeu ce îl pune deoparte, îl diferențiază de toți acei Dumnezei falși sau cei care pretind a fi Dumnezeu? Versetul 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Dumnezeu ne spune sfârșitul de la început. Și înainte să se întâmple anumite lucruri în lumea aceasta, înainte să le vedem în fața ochilor noștri, de mult erau cunoscute de Dumnezeu. De aceea vă spuneam și în ocaziile trecute cât de prețioase, cât de importante ni se par nouă știrile pe care le urmărim, la indiferent
de postul de televiziune pe care îl urmăriți dumneavoastră, dacă le urmăriți, vreau să vă spun, Biblia este mult înainte față de ceea ce noi auzim astăzi în mass media. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, lumina profetică care vine din partea lui Dumnezeu, este atât de puternică, prezentându-ne dinainte, cu lux de amănunte, ce se va întâmpla până la sfârșitul istoriei acestui pământ. Acum, în Biblie, există două cărți profetice foarte importante care au de-a face cu timpul și vremurile pe care noi le trăim astăzi. Aceste două cărți profetice sunt acestea: Cartea profetului Daniel și Cartea Apocalipsei. Recapitulăm. Cum se numesc aceste două cărți? Cartea profetului Daniel și Cartea Apocalipsei. Există o înțelegere greșită cu privire la importanța acestor cărți și am auzit și eu din nou și din nou diferiți oameni, chiar și slujitori a Evangheliei, care spuneau următoarele: aceste cărți nu ar trebui să fie studiate, nu ar trebui să fie înțelese, nu ar trebui să depunem efort citindu-le sau meditând asupra lor, pentru că acestea sunt niște cărți pecetluite care nu pot fi înțelese de cititorul de rând. Vreau să vă spun, departe de a fi adevărat lucrul acesta. Mergem în Sfânta Scriptură, în Cartea Matei, la capitolul 24 și citim de la versetul numărul 15. Matei 24 și citim de la versetul 15. Haideți să ne uităm să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Matei 24, vrem să citim de la versetul 15, vom asculta cuvinte rostite de însuși Domnul Iisus Hristos. Priviți ce spune Biblia aici. De aceea, când veți vedea urâciunea pustirii, despre care a vorbit prorocul, ce proroc? Daniel, atenție, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Deci iată în pasajul acesta pe care noi tocmai l-am citit, Hristos ne îndeamnă să citim și să înțelegem ce carte? Cartea profetului Daniel. Și dacă Hristos îmi recomandă să citesc și să înțeleg cartea aceasta, atunci ar trebui să-L cred pe cuvânt. Amin? Ia uitați-vă dumneavoastră. Dacă această carte trebuie să fie citită și trebuie să fie înțeleasă, care este mesajul, sau mai bine zis, pentru ce vremuri a fost în mod special scrisă această carte a profetului Daniel? Mergem în Daniel capitolul 8 de data aceasta. Daniel capitolul 8 și vom citi de acolo de la versetul numărul 16. Daniel capitolul 8, vom citi de la versetul numărul 16. Mesajul nostru, cea mai teribilă persecuție. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat și i-a zis: Gavrile, tălcuiește-i vedenia aceasta. El a venit atunci lângă locul unde eram și la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Versetul 18 și 19. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. Versetul 19. Apoi mi-a zis: Iată, îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Deci, recapitulăm. Care sunt cele două cărți din Biblie, cărți profetice, care au mult de a face cu vremea sfârșitului, cu ceea ce se va întâmpla în lumea aceasta exact în pragul revenirii lui Hristos? Cartea profetului Daniel și Cartea Apocalipsei. Întrebare.
trebuie să studiem și să înțelegem cartea profetului Daniel. Da, Hristos ne-a recomandat-o. Dar cu privire la cartea Apocalipsei. Mergem în Apocalipsa, capitolul 1, citim de acolo de la versetul 1 până la versetul 3. Cartea Apocalipsei, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 3. Și mă bucur foarte mult că în seara aceasta avem și copii și tineri în mijlocul nostru. Mai mult mă bucur să-i văd atenți. Da? Mă bucur să văd copii atenți, văd unii dintre ei luându-și notițe, subliniind, da? E foarte important să punem cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră. Amin? Priviți ce spune Biblia. Cartea Apocalipsei, capitolul 1, citind de la versetul 1 până la versetul numărul 3. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut-o, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Versetul numărul 3, acum atenție cu privire la cartea aceasta. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. În limba română, titlul acestei cărți este Apocalipsa lui Ioan. În original și în limba engleză, dacă pentru aceia dintre dumneavoastră care cunoașteți limba engleză și văd mulți tineri, titlul acestei cărți este Revelation, care se traduce revelație sau descoperire. Cartea Apocalipsei nu are în vedere niște lucruri închise pe care noi nu le putem înțelege, ci este o descoperire din partea lui Dumnezeu. În dorința lui Dumnezeu ca noi să înțelegem lucrurile care se vor întâmpla în curând. Și pentru că Dumnezeu ne-a dat această carte, Dumnezeu rostește și o binecuvântare pentru aceia care și-au timp să citească, să studieze, să înțeleagă această carte. Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 19. Priviți ce spune Biblia aici. Versetul 19. Ce vom învăța studiind această carte Apocalipse? Versetul 19. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut. Lucruri care sunt și cele care au să fie după ele. Când vorbim, scrie despre lucrurile care sunt, vorbim despre lucruri care se întâmplă în prezent și lucruri care vor fi după ele, adică lucruri care se vor întâmpla în viitor. Pentru toți aceia care doresc să aibă o înțelegere cu privire la prezent, ce se întâmplă astăzi în lume, vă recomand să studiați Daniel și Apocalipsa. Pentru aceia care doriți să înțelegeți ce se va întâmpla în curând în lumea noastră, din nou vă recomand, studiați cărțile Daniel și Apocalipsa. Prin ridicare de mână, vreau să mă asigur, pentru că cea mai mare parte o petrec în fața studenților, în fața tinerilor, în fața elevilor care învață din Biblie. Vreau să mă asigur că ați înțeles. Câți ați înțeles în această seară, cartea Daniel și cartea Apocalipsei au mult de a face cu vremea sfârșitului. Mâna sus. Mulțumesc foarte mult. Deja inima nu mai bate atât de tare. Acum, cu gândul acesta în minte, vom merge împreună în cartea profetului Daniel. Și vom studia în această ocazie de seară, vom începe să analizăm Daniel capitolul 2. Capitolul acesta este un capitol ce prezintă un vis impresionant, un vis pe care l-a avut unul dintre cei mai mari împărați ai lumii acesteia, și anume, în istorie este cunoscut ca fiind împăratul Nabucodonosor al Babilonului sau Nebucadnețar. Unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de la clasele de istorie despre Babilon și despre împărații Babilonului și așa mai departe. Vom merge în Daniel capitolul 2 și vom citi de la versetul 1 la versetul 3. Daniel capitolul 2, de la versetul 1
la versetul 3. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Și aș vrea să continuați să vă rugați pentru mine și pentru dumneavoastră ca în încercarea mea de a explica cuvântul lui Dumnezeu și mai ales aceste profeții, îmi doresc atât de mult să fie cristal, să fie atât de limpezi pentru fiecare dintre dumneavoastră. Priviți ce spune Biblia de la versetul 1. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște vise, duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei ca să-i spună visele. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis, am visat un vis, duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Imaginați-vă această scenă. Împăratul Nebucadnețar, acest împărat al Babilonului, este tulburat atunci când s-a trezit. El își dă seama, am visat ceva. Starea lui sufletească nu este tocmai una potrivită. Și el înțelege că visul acesta pe care l-a avut, visul acesta care l-a tulburat, este din nefericire un vis pe care el nu și-l poate aminti. Și pentru că la curtea Babilonului se găsesc foarte mulți înțelepți, oameni care pretind a cunoaște tainele științei și tainele, cum să zic, comunicării cu Dumnezeu, da? Vrăjitori, cititori în stele, haldei, descântători și așa mai departe, care comunicau cu lumea spiritelor. Spiritismul era foarte prezent în religia Babilonului. Nebucadnețar îi cheamă pe aceștia și le spune, am o rugăminte la voi, vreau să-mi spuneți și visul, pentru că eu nu-mi mai amintesc, și vreau să-mi spuneți și tâlcuirea visului. Visul acesta pe care l-a avut Nebucadnețar era un vis care venea din partea lui Dumnezeu. Și se ridică la momentul acesta o întrebare. De ce i-a dat Dumnezeu lui Nebucadnețar un vis? Ce intenționa Dumnezeu să-i spună lui Nebucadnețar prin intermediul acestui vis? Vreau să vă întreb, ați avut vreodată un vis care v-a tulburat? Știți dumneavoastră că Dumnezeu poate vorbi omului prin vise? Haideți să deschidem Biblia. Mergem în Iov, în cartea Iov, la capitolul 33. Vom citi de la versetul numărul 14 până la versetul numărul 18. Iov, capitolul 33. Și vom citi de la versetul numărul 14. Cartea Iov, 33. Vom citi de la versetul 14. Priviți ce spune Dumnezeu aici. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. Versetul 15. El vorbește prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Prin ce vorbește Dumnezeu? Prin vise, prin vedenii în timpul nopții, când omul doarme cufundat de un somn adânc. Versetul numărul 16. Atunci, el le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui. De ce? Ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Cu alte cuvinte, prin visul acesta Dumnezeu dorea să-l avertizeze ceva pe Nebucadnețar. Și prin avertizarea pe care Dumnezeu i-o dădea acestui împărat, mesajul răsună peste veacuri și pentru noi astăzi. Pentru că lecția ce a fost predată de Dumnezeu atunci acestui împărat este valabilă și pentru mine, chiar dacă nu mă cheamă Nebucadnețar. Dar dacă am acelea simptome ale unei boli spirituale asemenea împăratului, același tratament îl va folosi Dumnezeu și în dreptul meu, chiar dacă nu mă cheamă Nebucadnețar. Acum, mai există un motiv în urma cărora se nasc visele și nu vreau să aduc înaintea dumneavoastră acum acele vise care se nasc pentru că dormim cu burta plină. Nu despre visele acelea vorbesc.
Acum am să vorbesc despre un alt motiv prezentat în Biblie care dau naștere la vise. Mergem în cartea Eclesiastul, capitolul 5, versetul 3. Învățăm împreună. Eclesiastul, capitolul 5, și aș vrea să citim de aici, de la versetul numărul 3. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Eclesiastul a fost scris de cel mai înțelept om care a trăit vreodată în afară de omul Iisus Hristos care a fost pe pământul acesta. Și anume împăratul Solomon. Priviți ce spune Biblia în Eclesiastul 5 cu versetul 3. Căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Observați ce spune versetul 3. Visele se nasc din mulțimea grijilor. Acum, dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, mă întreb, ce îl frământa pe împăratul Nebucadnețar înainte de a dormi? Pentru că ceea ce îl frământa pe împăratul acesta înainte de a dormi are mult de a face cu mesajul pe care Dumnezeu dorea să îl transmită prin intermediul acelui vis. Și vreau să citim din Biblie, înainte ca Nebucadnețar să doarmă, el avea niște întrebări existențiale pe care și le punea și la care nu avea răspuns. Și în mod deosebit, împăratul Nebucadnețar se întreba, oare ce se va întâmpla după mine? Oare ce se va întâmpla după ce eu nu voi mai fi la conducerea acestei împărății? Ce se va întâmpla cu împărăția mea? Ce se va întâmpla cu munca mea? Ce se va întâmpla cu tot ceea ce am clădit eu? Acestea erau lucrurile pe care împăratul Nebucadnețar le avea în mintea lui înainte de a se odihni. De unde știm lucrul acesta? Mergem în Daniel, capitolul 2, citim versetul 29. Haideți să citim, să învățăm împreună. Daniel, capitolul 2, cu versetul 29. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Daniel, capitolul 2, versetul 29, învățăm despre cea mai teribilă persecuție. Priviți ce spune Sfânta Scriptură. Versetul 29. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Care erau gândurile lui? Care erau frământările minții lui? Oare ce se va întâmpla după mine? Ce va fi în viitor? Și pentru că aceste gânduri îl măcinau și îl frământau, Dumnezeu i-a vorbit. Și Dumnezeu i-a făcut cunoscut lui Nebucadnețar ce se va întâmpla după el. Adică ce se va întâmpla în viitor. Priviți ce spune Biblia. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla în viitor. Dar viitorul acesta, cât de îndepărtat este viitorul acesta despre care Dumnezeu dorea să-i vorbească lui Nebucadnețar și nouă. Citim versetul 28. Daniel 2 cu versetul 28. Priviți ce spune Biblia aici. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla, atenție, în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. Recapitulăm. Câți dintre dumneavoastră ați înțeles prin ridicare de mână, câți ați înțeles că împăratul Nebucadnețar era frământat având întrebări și gânduri cu privire la viitor? Mulțumesc! Câți dintre dumneavoastră ați înțeles că Dumnezeu i-a vorbit printr-un vis împăratului Nebucadnețar, prezentându-i ce se va întâmpla în viitor până atât de departe, până în zilele din urmă? Mulțumesc foarte mult! Până acum, nota 10. Acum, sau foarte bine. Acum, haideți să vedem dacă visul acesta este cu privire la ce se va întâmpla în viitor, ba chiar până în zilele din urmă, haideți să vedem ce a visat. Sunteți curioși? Mergem în Daniel, capitolul 2,
Și vom citi de la versetul numărul 31. Daniel capitolul 2, de la versetul 31 până la versetul 36, în seara aceasta vom face doar câteva observații în dreptul acestui vis. Mâine seară îl interpretăm. Dar vreau să vă spun, în această ocazie vom învăța atât de multe lucruri cu privire la ce se va întâmpla chiar în zilele din urmă. Priviți ce spune Biblia. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele lui erau de argint. Pântecele și coapsele îi erau de aram. Fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Versetul numărul 34. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul, aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara, le-a luat vântul și niciuna urma nu s-a mai găsit din el. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul, acum îi voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Am să rog pe colegii mei la momentul acesta să ne pună în față chipul acesta pe care l-a visat împăratul Nebucadnețar. Și am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Câteodată avem nevoie și de aceste reprezentări grafice pentru a ne întipări în mintea noastră informația sau adevărul pe care Dumnezeu dorește să ne-l transmită. Acum, ce a visat împăratul Nebucadnețar? Împăratul Nebucadnețar a visat un chip. Atenție! Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire, spune Biblia, nemaipomenită. Vreau să vă întreb, a stat vreodată în prezența unei lumini foarte puternice? Știți care este reacția omului atunci când înaintea lui se întâmplă ceva de o strălucire foarte mare sau o lumină puternică? Care este reacția omului în mod natural? Reacția este să te uiți, să privești, să te întorci când vezi ceva strălucitor, da? Foarte luminos. Observați, acum orașul este împodobit. Da? Copiii se uită în stânga și în dreapta, ce frumos este împodobit copacul acesta și așa mai departe. Dar nu uitați, subliniez aceste lucruri nu la întâmplare. Chipul acesta era foarte mare și spune strălucitor. Chipul acesta se pare că era chipul unui om. Pentru că ni se spune că are cap, brațe, piept, coapse, picioare și apoi se vorbește despre degete de la picioare. Deci este foarte clar că este chipul unui om. Dar în chipul acesta, care este construit din mai multe metale, deodată spune Biblia, o piatră care se dezlipește dintr-un munte fără ajutorul vreunei mâini, izbește în chipul acesta nu oriunde. Ci spune Biblia că izbește exact în această ultimă porțiune a chipului, acolo unde sunt degetele la picioare, unde este lutul amestecat cu fierul. Și când piatra izbește în chipul acesta, tot chipul acesta se prăbușește. Toate metalele acestea se prăbușesc și apoi sunt luate de un vânt puternic, de parcă n-ar mai fi fost niciodată un astfel de chip. Iar piatra aceasta se face un munte mare, care umple tot pământul. Acum, haideți să ne uităm puțin. Vreau să vă pun o întrebare dumneavoastră. Ce este acela un chip? Pentru că Nebucadnețar a visat un chip. Și vreau să vă spun încă de la bun început. Un chip este un idol.
Nebucadnețar a visat un chip pentru că Dumnezeu vorbea cu el într-un limbaj ce era foarte cunoscut pentru el. Vedeți dumneavoastră, babilonienii erau foarte implicați în închinarea la chipuri cioplite, adică idoli, dumnezei falși, pentru că ei nu știau despre închinarea la Dumnezeu, la adevărat Dumnezeul Creator. Și Dumnezeu începe și vorbește lui Nebucadnețar pe limbajul lui, pentru că acest împărat era foarte obișnuit cu închinarea la idoli, închinarea la chipuri cioplite. Știți că una dintre cele 10 porunci are de a face și ne interzice închinarea la chipuri cioplite? Să nu-ți faci chip cioplit. Acest chip cioplit, indiferent ce ar reprezenta om, animal, înger, etc., Biblia interzice lucrul acesta. Nu e subiectul meu în această seară, doar poate în următoarele prezentări am să vă prezint cu lux de amănunte ce spune Biblia despre acest subiect. Dar un chip este un idol. Haideți să ne uităm și să vedem cât de familiarizat era Babilonul și mai ales Nebucadnețar cu închinarea la chipuri. Mergem în Daniel 3, citim versetul 1. Daniel capitolul 3, citim versetul 1. Timpul zboară, rugăm pe Dumnezeu să ne ofere timp. Ia uitați ce spune cu Scriptura. Daniel 3, citim de la versetul 1. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, înalt de 60 de coți și lat de 6 coți, l-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Și dacă citiți în Daniel capitolul 3, împăratul Nebucadnețar poruncește ca toți oamenii să se închine acelui chip. Cine nu se închine avea să plătească cu moartea. Vreau să vedeți, Nebucadnețar este obișnuit cu închinarea la aceste chipuri care sunt de fapt niște idoli, niște dumnezei falși. Bun. Uitați-vă din nou la chip. Am nevoie de imaginea chipului. Uitați-vă dumneavoastră. Avem un chip, un chip foarte strălucitor, un chip mare, de o strălucire nemaipomenită, dar chipul acesta este construit din mai multe elemente. Haideți să recapitulăm. Aur, argint, aramă, fier, lut amestecat cu fier. Mergem în Daniel la capitolul 5 și aș vrea să vedeți dumneavoastră cum în Babilon idolii, chipurile cioplite la care se închinau babilonienii erau exact din aceste metale. Mergem în Daniel capitolul 5, citim de la versetul numărul 1. Mesajul nostru, cea mai teribilă persecuție. Și vrem să dovedim din Sfânta Scriptură că la sfârșit cei mai mari persecutori vor fi creștinii cu numele. Creștinii cu numele. Creștinismul fals va trimite la moarte chiar, va persecuta pe adevărații copii ai lui Dumnezeu, pe adevărații creștini. Priviți ce spune Biblia în Daniel capitolul 5 de la versetul 1. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată, versetul 3, au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Versetul numărul 4 acum. Au băut și au lăudat pe Dumnezei de aur, mai departe de argint, mai departe de aramă, mai departe de fier, de lemn și de piatră. Ăștia erau dumnezeii, adică idolii, adică chipurile cioplite la care se închinau babilonieni. Înțelegeți de ce Dumnezeu, când îi vorbește lui Nebucadnețar în vis, cu privire la ce se va întâmpla în viitor, ba chiar până în zilele din urmă, Dumnezeu vorbește pe un limbaj care este foarte cunoscut lui Nebucadnețar. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru.
Dumnezeu ne va vorbi și nouă la fel. Dumnezeu va vorbi exact pe limbajul nostru, după experiența noastră, și dacă Dumnezeu va îngădui să-ți vorbească și ție vreodată printr-un vis, Dumnezeu va proceda exact așa. Dumnezeu se va lega de situația ta, de frământările tale, de acele lucruri care te împovărează și la care tu cauți răspuns, și Dumnezeu le va folosi ca să-ți vorbească ție personal despre cea mai mare nevoie pe care tu o ai. Dumnezeu îți va vorbi cum nici nu te-ai gândit vreodată. De ce? Pentru că este intenția Lui să salveze sufletul tău de la moarte. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu ne vorbește, să ne înștiințeze, să ne salveze sufletul de la mândrie și de la depărtarea de El. Acum, uitați-vă cu atenție, chipul acesta, idolul acesta fals, spune Sfânta Scriptură în vis, da? Uitați-vă cu atenție, dacă priviți aceste metale, observați că se întâmplă ceva cu aceste metale. Pe măsură ce ajungem acolo unde este lutul amestecat cu fierul, metalele acestea scad în valoare. Observați? Aurul, argintul, sunt mai puțin valoroase, sunt mai puțin prețioase. Dar, deși ele scad în valoare, ele cresc în duritate. Și acum cineva se gândește probabil și are o întrebare bună, o întrebare pe care o primesc des. Domnul Andrei, dar cum poate lutul cu fierul să fie mai dur decât fierul? Veți vedea că se poate, așteptați. Însă, pe măsură ce ne apropiem de zilele din urmă, se pare că lucrurile vor merge nu spre bine. Doar analizând acest chip, lucrurile vor merge din rău în mai rău. Și inima oamenilor va deveni din ce în ce cum? Din ce în ce mai împietrită. Și datorită acestei stări în lume, ni se spune că în vis o piatră va izbi aici unde este lutul amestecat cu fierul și chipul acesta va fi distrus. Haideți să recapitulăm și să vedem din Biblie cine este această piatră care va pune capăt istoriei Pământului. Această piatră face referire în Biblie la împărăția lui Dumnezeu. Mergem în Daniel capitolul 2. Daniel capitolul 2 și aș vrea să citesc de aici, de la versetul numărul, haideți să citim de la versetul numărul 44. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Daniel capitolul 2, de la versetul 44 și 45. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dizlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfârmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Deci această piatră care izbește în chipul acesta face referire la venirea împărăției lui Dumnezeu. Acum, ne întoarcem la imagine. Asta înseamnă, le punem cap la cap acum, motivul pentru care Dumnezeu va aduce în cele din urmă sfârșitul istoriei acestui pământ este datorită închinării false. Nu uitați, chipul acesta este de fapt un idol. Dumnezeu va veni și va pune capăt istoriei Pământului pentru că până în zilele din urmă, închinarea falsă va fi prezentă în istoria acestui Pământ. Când vorbim despre închinarea falsă, dragii mei, când Sfânta Scriptură face referire la această închinare falsă, dați-mi voie să vă spun, Biblia ne atenționează că toți aceia care participă în închinarea falsă, în închinarea aceasta la idoli,
sunt de fapt oamenii care vor să trăiască în neascultare de cuvântul lui Dumnezeu, oameni care transformă adevărul lui Dumnezeu în minciună. Haideți să citim. Mergem în Romani la capitolul 1. Romani la capitolul 1 și aș vrea să citesc de aici înaintea dumneavoastră de la versetul numărul 20. Romani capitolul 1 de la versetul numărul 20. De ce Dumnezeu va veni și va pune capăt istoriei acestui pământ? Datorită închinării false pe care o vom vedea chiar și în zilele din urmă. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Romani 1 de la versetul numărul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Cu alte cuvinte, ce spune aici Apostolul Pavel? El spune, toți aceia care se uită de jur împrejur la creație, își pot da seama că există un Dumnezeu. Dar sunt unii oameni care alungă gândul acesta din mintea lor, că există un Dumnezeu creator. Versetul 21. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Versetul 23 până la versetul 25 vom citi. Și au schimbat, atenție, slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană sau într-un chip, într-o imagine, într-o icoană, într-un chip, atenție, care seamănă cu cine? Cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și tărătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Versetul 25, acum important, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în vecea mine. Ce au făcut oamenii care se închină făpturii în locul făcătorului? Au transformat adevărul lui Dumnezeu în minciună. Dragii mei, dacă nu știți cine este vrednic de închinare, trebuie să puneți o singură întrebare. Cel care îmi cere închinarea mea este creator sau creatură? Niciun om nu poate primi închinarea pentru că omul a fost creat. Indiferent dacă se numește Ioan, Petru sau Fecioara Maria. Am să vă arăt din Biblie într-o ocazie următoare, când oamenii au venit la Fecioara Maria să se închine înaintea ei, lăudând-o, Domnul Iisus Hristos le-a spus oamenilor să nu faceți asta. Întoarceți-vă la ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Îngerii, am învățat noi în Psalmul 148 cu versetul 5, îngerii au fost creați la cuvântul lui Dumnezeu și îngerii sunt creatură. Nu putem să ne închinăm lor. Arhanghelul Mihail, oamenii nici nu știu cine este Mihail. Oamenii cred că Mihail este un înger oarecare. Vorbesc despre îngerul Gabriel. Biblia nu ne vorbește despre așa ceva, dar Scriptura ne spune că atunci când oamenii se închină făpturii în locul făcătorului, în locul creatorului, oamenii schimbă adevărul în ce? În minciună. Motivul pentru care Dumnezeu va veni și va pune capăt istoriei acestui pământ, distrugând chipul acesta. Piatra nu vine să facă masaj în talpă. Piatra aceasta vine să distrugă chipul acesta, vine să distrugă idolul acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu este deranjat că în ultimele zile ale istoriei acestui pământ, închinarea falsă va fi din nou prezentă. Închinarea falsă. Și când vorbim despre închinare la idoli, dați-mi voie să vă spun, avem astăzi niște idoli moderni.
Un idol este acel lucru sau persoană din viața ta care te conduce să faci altfel decât ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Soțul tău poate fi idolul tău. În carne și oase. Mama ta, copiii tăi pot să fie idolii tăi. Știi că Dumnezeu spune una, dar pentru că nu vrei să superi pe cei de lângă tine, mai degrabă vei rămâne să-L mulțumești pe cei din familia ta decât pe Dumnezeu. Ia uitați-vă dumneavoastră cum este prezentată închinarea la idoli. Mergem în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22 și 23. 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22 și versetul 23. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Spune Biblia așa. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Versetul 23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea sau răzvrătirea față de Dumnezeu nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Ce este numită închinarea la idol? Neascultarea. Răzvrătirea față de voia descoperită a lui Dumnezeu. Iar când noi citim în Sfânta Scriptură, mă întorc înapoi la tabloul nostru, la imaginea noastră, când privim la visul lui Nebucadnețar, nu intrăm să analizăm, să interpretăm visul, doar observăm. Motivul pentru care Dumnezeu va duce la capăt istoria acestui pământ este pentru că Dumnezeu este deranjat că din nou, în zilele din urmă de data aceasta, închinarea falsă va fi prezentă. Ce este închinarea falsă? Este minciuna în locul adevărului. Este neascultarea. Este răzvrătirea față de principiile lui Dumnezeu. Și, dragii mei, dați-mi voie să vă spun. Orice închinare la idoli este închinarea la draci. O să spuneți, asta este prea de tot. Orice persoană care se închină la un idol, la un chip cioplit, la o făptură, la o creatură în locul Creatorului, prin ricoșeu se închină lui Satan. Undeva până la vârsta de 18 ani am jucat basket. Îmi plăcea să bag mingea în coș în mai multe feluri. Câteodată aruncam mingea direct și intra în coș. Altădată, tot ca să bag mingea în coș, loveau panoul cu un anumit efect din degete, lovea panoul acela, tăblia aceea și mingea intra în coș. Dumneavoastră credeți că acei oameni care se închină lui Satan sunt oamenii aceia care se duc în bisericile sataniste, unde sunt tot felul de desene acolo și stele cu 5 colțuri și țap și așa mai departe, și aceia sunt cei mai, cum să zic, credincioși închinători acelui rău? Dragii mei, dați-mi voie să vă spun. Unii dintre cei mai mari închinători devotați acelui rău se găsesc în bisericile creștine. Cum? Citind una din cuvântul lui Dumnezeu și făcând după cum cred ei. Pe Satan nu-l interesează decât tot să face altfel decât spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă din nou la chip. Ce metale sunt prezentate în chip? Aur, ajutați-mă! Argint, aramă, fier și apoi avem lut amestecat cu fier. Toate acestea sunt elementele unui chip, unui idol, închinării false. Mergem în Apocalipsa, capitolul 9, cu versetul 20. Cui ne închinăm noi, de fapt, când ne închinăm unor idoli, chiar dacă sunt confecționați din astfel de metale prețioase? Mergem în Apocalipsa 9, cu versetul 20. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Apocalipsa, capitolul 9, cu versetul 20. Ceilalți oameni
care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor. Ca să nu se închine, atenție acum, dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră, de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Cui se închină de fapt oamenii când se închină la astfel de idoli? Dracilor. Motivul pentru care Dumnezeu va pune capăt istoriei acestui pământ în chipul acesta este pentru că Dumnezeu va spune în cele din urmă până aici. Închinarea falsă va ajunge la apogeu în lumea aceasta. Neascultarea de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu va fi atât de mult înălțată în lumea aceasta încât în cele din urmă Dumnezeu va spune până aici. Mâna sus cei care ați înțeles, piatra reprezintă venirea împărăției lui Dumnezeu. Mâna sus cei care ați înțeles că împărăția lui Dumnezeu este deranjată de chipul acesta, adică de închinarea falsă. Câți ați înțeles? E evident lucrul acesta? Bun. Acum aș vrea să aduc încă un element înaintea dumneavoastră. Și anume, fiecare metal din chipul acesta reprezintă ceva. În seara aceasta nu voi intra în detalii, doar mergem la suprafață. Fiecare metal reprezintă o împărăție, o națiune, aș putea spune o țară, un stat. Haideți să dovedim din Biblie. Mergem în Daniel capitolul 2, citim de la versetul numărul 37. Mesajul nostru, cea mai teribilă persecuție. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Daniel, capitolul 2, de la versetul 37. Cât de frumos este cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră ce spune Biblia aici. Versetul 37. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului, păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. Acum, uitați-vă la versetul numărul 39. Vreau să vedem din Biblie, fiecare metal este o împărăție, este o națiune, este o putere politică care a condus lumea în timpul ei. Uitați ce spune Biblia. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni tot pământul. Metal, împărăție. Versetul 40 și 41. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. Versetul 41. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut, de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Recapitulăm. Fiecare metal din chipul acesta este o împărăție. Aurul reprezintă o împărăție, o națiune care a condus lumea în vremea ei. Și care a condus lumea în închinarea falsă, promovând închinarea falsă. Argintul reprezintă și ea o împărăție, o putere, o națiune care a stăpânit lumea după Imperiul Medo-Persan și care a condus pe oameni în închinarea falsă. Arama, o împărăție, fierul, o împărăție, lutul cu fierul reprezintă tot o împărăție. O împărăție care va stăpâni tot pământul la sfârșit. O împărăție care va conduce pe oameni în închinarea falsă. Mâna sus cei care ați înțeles că fiecare metal din chip este simbolul unei împărății, unei puteri politice. Bun, Doamne, până aici a fost cel mai ușor. De fapt, cel mai greu acum e cireașa de pe tot. Acum, chipul acesta, când spunem cuvântul chip, spunem idol, are ceva de a face cu închinarea falsă. Religie, închinare.
Dar când spunem aceste metale, despre aceste metale am vorbit că reprezintă niște națiuni, niște împărății. Cu alte cuvinte, motivul pentru care Dumnezeu va duce la sfârșitul lumii acesteia este pentru că biserica sau închinarea falsă va fi promovată prin ce credeți? Prin națiunile pământului. Dragii mei, ascultați-mă cu atenție. Ne apropiem de un moment în istoria lumii acesteia când închinarea falsă, închinarea care ne cheamă în ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, va fi promulgată prin legile națiunilor care conduc lumea aceasta. Și când se va ajunge acolo că națiunile pământului se vor uni pentru a forța închinarea, să știți că este momentul când piatra va veni. Știți dumneavoastră cum a ajuns Domnul Iisus Hristos pe cruce? Știți cine l-a ucis pe Domnul Hristos? Au trebuit ca două puteri să se unească pentru ca Domnul Iisus Hristos să ajungă pe cruce. Știți care au fost aceste două puteri? În primul rând a fost biserica, o biserică apostaziată, o biserică necredincioasă, biserica reprezentată de marii preoți Ana și Caiafa. Dar ei n-au putut să facă nimic până când nu au mers și au apelat la brațul cui? La brațul statului, puterii care conducea lumea la data aceea, și anume Roma păgână. Și prin intermediul lui Pilat, care s-a spălat pe mâini, Sfânta Scriptură ne spune că când biserica și statul s-au unit, a urmat persecuția. Și de-a lungul acestor împărății, în fiecare perioadă a istoriei Pământului, de fiecare dată când închinarea falsă a fost forțată prin legile diferitelor națiuni care au condus Pământul, copiii lui Dumnezeu au fost persecutați. În vremea fiecărei împărății. Și la fel se va întâmpla și în zilele din urmă. Cum în zilele din urmă închinarea falsă va fi forțată prin legile națiunilor care conduc lumea? Biblia ne spune că da. Haideți să vă citesc. Ia uitați-vă dumneavoastră în cartea Apocalipse la capitolul 13, de la versetul 15. Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 15. Dragii mei, tot ceea ce se întâmplă astăzi în lume, toate războaiele care se întâmplă astăzi în lume, nu sunt decât elemente care vor conduce la cea mai mare bătălie din istoria timpului. Va fi un război final, o bătălie finală ce se va da nu cu privire la, cum să zic, la pământ. Bătălia se va da cu privire la închinare. Cine să primească închinarea? Dumnezeul adevărat? Sau creatura? Poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu sau cuvintele oamenilor? Și fiecare om de pe fața pământului va fi chemat să ia o alegere în aceste zile din urmă. Ia uitați-vă dumneavoastră ce spune cartea Apocalipse, capitolul 13. Și aș vrea să citesc de la versetul numărul 15 până la versetul numărul 17. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiare, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți, atenție, cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Observați, este o fiară care cere închinare. Uitați-vă dumneavoastră în Apocalipsa 14 cu versetul 9. 14 cu versetul 9. Vom discuta despre cine este această fiară. 14 cu versetul 9. Uitați-vă dumneavoastră ce spune Sfânta Scriptură. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiare. Fiara aceasta, nu identificăm acum fiara, dar oricine este fiara aceasta, ea dorește să ia locul lui Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu merită. Merită ce? Merită închinare. Dar fiara aceasta vrea închinare.
Apocalipsa, capitolul 17, de la versetul numărul 11. Priviți ce spune Biblia aici. 11 până la versetul numărul 14. Dragii mei, fiara aceasta care conduce întreaga lume este în spatele tuturor evenimentelor care se întâmplă astăzi în lume. Vreau să spun, nu este Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii este copilul de mingi al acestei fiare. Unde este trimisă de fiară, acolo America, polițistul lumii, acționează. Dar în spate există o putere care dorește să ia locul lui Dumnezeu pe pământul acesta. Priviți ce spune bine în Apocalipsa 17. De la versetul 11 citim până la versetul numărul, haideți să citim până la versetul numărul 13 inclusiv. Și fiara care era și nu mai este, ea însă și este al optelea împărat, este din numărul celor șapte și merge la pierzare. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Versetul 13. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Observați, împărații pământului vor da puterea lor cui? Cui spune Biblia? Fiarei. Pentru ce? Priviți ce spune versetul numărul 14. Ei, împărații pământului, națiunile pământului, împreună cu fiara, ei se vor război cu mielul. Dar mielul îi va birui. Pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Se ridică o întrebare. Cum să se lupte niște oameni cu Domnul Iisus Hristos care este acum în ceruri? Știți cum, dragii mei? În persoana copilului credincioși al lui Dumnezeu. Când apostolul Pavel, Saul se numea, mergând în drumul spre Damasc, l-a întâlnit pe Domnul Hristos. Domnul Iisus i-a zis așa: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul a întrebat: cine ești tu, Doamne, de te prigonesc? Și Domnul Iisus i-a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Cum îl persecuta Saul pe Domnul Iisus când Iisus era deja în ceruri? În persoana copiilor lui Dumnezeu. Dragii mei, cine este fiara aceasta? În această seară vreau să aduc înaintea dumneavoastră un element identificator. O fiară în Biblie nu e un computer, dragii mei. Eu n-am nevoie să mă duc la Google, să scriu cuvântul fiară și să-mi spună Google ce înseamnă fiară. Eu am Biblia, dragilor. Iar în Scriptură o fiară reprezintă o națiune, o putere politică care va cere închinarea oamenilor la sfârșit. De unde știm lucrul acesta? Haideți să citim. Daniel, capitolul 7, cu versetul 23. Daniel, capitolul 7, cu versetul 23. Priviți ce spune Biblia aici. El mi-a vorbit așa: fiara a patra este o a patra împărăție. Vreți să vă mai dau un exemplu? Ia deschideți Daniel, capitolul 8, versetul 20 și versetul 21 și să vedem o fiară, un animal, o fiară în Biblie este un simbol al unei națiuni. Astăzi, dacă spui cocoșul galic, toată lumea înțelege, este vorba despre ce națiune? Franța. Dacă vorbești despre cangur, la ce națiune te gândești? Australia. Și lista poate continua. Și Dumnezeu a folosit o fiară în Biblie pentru a descrie o națiune, o putere. Daniel, capitolul 8, versetul 20 și 21. Berbecul pe care l-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Versetul 21. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel din tâi împărat. O fiară este o națiune. Este o putere politică care vrea închinare. Înseamnă că nu e doar putere politică. Are și un aspect religios. Pentru că vrea închinarea care aparține cui? Iar Biblia ne spune că toate națiunile pământului vor veni cu puterea lor, vor veni cu sprijinul lor și vor întreba fiara: ce vrei să facem pentru tine? Și că națiunile pământului își vor da puterea în mâna acestei
unirii a bisericii cu statul, atunci va începe persecuția copiilor lui Dumnezeu. Și când persecuția va începe, Hristos va spune, până aici. Piatra va veni, împărăția lui Dumnezeu va veni și va pune capăt istoria acestui pământ. Am nevoie de imaginea aceasta. Uitați-vă cu atenție. Vreau să mai facem un ultim efort în această seară. Terminăm. Cea mai aprigă persecuție din zilele din urmă va fi persecuția în care statul, prin legi, va da putere bisericii false, închinării false, pentru a persecuta pe copiii lui Dumnezeu. Va fi cea mai aprigă persecuție. Și știți de ce va fi aprigă, dragii mei? Pentru că de-a lungul istoriei acestui pământ, toate aceste națiuni care au avut un rol în istoria lumii acesteia și care au condus lumea și au persecutat pe copiii lui Dumnezeu, persecuția s-a făcut în numele unor dumnezei păgâni. Dar la sfârșit persecuția va fi teribilă, pentru că de data aceasta persecuția se va face în numele unui Hristos fals. Persecuția se va face cu Biblia în mână. Oamenii vor da la moarte creștini, vor da la moarte pe creștini, crezând că fac lucrarea lui Dumnezeu. N-ați auzit de evul mediu întunecat ce s-a întâmplat? Peste 50 de milioane de oameni au fost măcelăriți în toată perioada aceea. Iar cei care au persecutat pe copiii lui Dumnezeu au fost oameni care mărturiseau despre Hristos și despre Scriptură. Cu Biblia în mână îi ardeau pe rug pe copiii lui Dumnezeu. Pentru că refuzau să se închine la chipuri, la icoane, altfel decât spune Scriptura. Iar timpul acela se va întoarce din nou. De aceea persecuția va fi teribilă la sfârșit. Nu se va face persecuția în numele unui zeu fals, unui Dumnezeu necunoscut, ci se va face în numele lui Hristos, îmi veți spune de unde știți lucrul acesta. Ia uitați-vă dumneavoastră din nou la chip. Vă spuneam, fiecare metal este o națiune. Este o națiune care în vremea ei a împins și a susținut închinarea falsă. Dar ultima parte din chipul acesta este o amestecătură între fier și lut. Ultima putere care va conduce lumea în închinarea falsă împotriva lui Dumnezeu este rămășița unui imperiu care a fost deja cândva în istorie. Este un imperiu de fier care a călcat și a sfârmat totul în picioare. Și fierul continuă în această ultimă etapă. Dar nu e numai fier. Nu e numai metal. Pentru că avem acum adăugat și lutul. Ce am spus că reprezintă fiecare metal, dragii mei? O putere politică. Dar această putere care va stăpâni în lumea la sfârșit nu este doar o națiune. Nu este doar o putere politică. Nu este doar rămășița unui vechi imperiu care a stăpânit lumea. Ci are atașat de ea lutul. Iar lutul nu-i metal. Lutul este un simbol al unui aspect religios. Iar puterea care va stăpâni lumea și care va conduce lumea aceasta la închinarea falsă în zile din urmă, este o unire a bisericii cu statul. Dați-mi voie să vă spun. Undeva în chipul acesta, în istoria lumii acesteia, Hristos a născut. Știe cineva cine conducea lumea când Hristos s-a născut după Scriptură? Ce imperiu conducea lumea după Scriptură? De la Matei, când citim Matei și tot Noul Testament, până în cartea Apocalipsei, există o putere care a stăpânit lumea și care a condus lumea. Știți cum se numea? Roma. Acum ascultați. De-a lungul istoriei acestui pământ, întotdeauna, diavolul a încercat să contrafacă lucrarea lui Dumnezeu. Când Hristos a venit și a murit, El era adevăratul miel. El era cel la care arătau toate jertfele, toate acele servicii ce se întâmplau în sanctuar. Vă aduceți aminte? Ioan a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și de aceea, în tot timpul acesta, până când Hristos a venit,
În toate națiunile din jurul copilului lui Israel erau dumnezei falși care și ei cereau jertfe. O contrafacere a ceea ce făcea Dumnezeu. Acum, Hristos a murit, nu mai era nevoie de jertfe. S-a terminat cu jertfele. Credeți că Satana este prost să continue cu jertfele ca să înșele pe oameni? Nu. Și Satana și-a schimbat tactica. Și când a văzut că Hristos a ridicat o biserică creștină, Satana a zis, știu ce trebuie să fac. Dacă nu-i pot birui, am să mă alipesc de ei și am să-i distrug dinăuntru, contrafăcând creștinismul într-un creștinism apostaziat. Ei spun că au un mare preot sus în ceruri. Am să le dau eu preoți. De ce să se închine oamenii la Hristos? Am să le dau eu preoți. Și Satana contrafăcut din nou lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, în spatele fiecărei înșelări este Satan. Vreau să citim un verset în Ioan 8 cu versetul 44. Vom încheia imediat. Câți ați înțeles până aici despre ce am vorbit? Mă bucur. Inima mea este plină de bucurie să văd că cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la inima dumneavoastră. Vedeți ce spune Biblia în Ioan 8 cu versetul 44. Versetul acesta este foarte important pentru că de fiecare dată când veți auzi în Scriptură înșelare, minciună, decepție, există doar un singur autor. Diavolul. Uitați ce spune Biblia. Voi aveți de tată pe diavolul. Și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr. Pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl. Minciuna, înșelarea, erezia, decepția. Când auziți în Biblie cuvântul înșelare, în spate este cine? Diavolul. Acum vreau să vă arăt de ce creștinii vor da la moarte pe creștini. Pentru că cea mai mare înșelare din zile din urmă va fi făcută în numele lui Hristos. Diavolul nu va veni la mine, bună ziua, eu sunt Satan, aș vrea să te înșel. E prea evident. Va lucra cum va lucra. 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul numărul 14, citim. Haideți să vedem cum va lucra. Creștini vor da la moarte pe creștini. Cum? Da. Creștinismul apostaziat. Păgânismul botezat în creștinism. De asta avem ouă roșii de Paște astăzi, că eu nu le văd în Biblie. Păgânismul botezat în creștinism. De asta astăzi sărbătorim pe 25 decembrie nașterea lui Hristos. N-avem niciun verset din Biblie să dovedim lucrul acesta. De unde l-am luat? Păgânismul botezat în creștinism. Cum de mănâncă morții și venim și întindem mese pentru morți când Biblia spune cine dă de mâncare la morți, dă de mâncare la draci? Păgânismul botezat în haine creștine. Diavolul îmbrăcat în îngeri de lumină. Cum? Prin intermediul învățăturilor false care sunt atât de populare astăzi în biserici. Și când la sfârșit se va propune închinarea falsă, toți aceia care ne-am obișnuit să ne închinăm altfel decât spune Dumnezeu, ne vom uni și vom fi cei mai mari persecutori ai copiilor credincioși a lui Dumnezeu. Ia uitați ce spune Biblia. 2 Corinteni 11 de la versetul 14. Voi da citire apoi unui ultim capitol din Matei 24 și vom încheia în seara aceasta. Nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Versetul 15. Nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Mai departe.
Ia răspund, să nu mă creadă nimeni nebun. Sunt al minteri, suferiți-mă măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puțin tel. Mai departe, priți ce spune cuvântul Dumnezeu. Ce vă spun în această îndrăzneală că mă laud, nu spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie. Ce vreau să subliniez înaintea dumneavoastră, din pasajul pe care l-am citit, Pavel spune, mi-e greu să mă credeți, dar să nu uitați, Satan se va preface într-un înger de lumină. Tot în capitolul acela spune, slujitorii lui se vor preface în apostol ai lui Hristos. Până în ce zile vorbește visul din Daniel 2? Zilele din urmă. Matei 24. Și am încheiat în această seară. Matei 24, și vreau să citim cu atenție cuvântul Dumnezeu. Dragii mei, faptul că noi ne numim creștini nu este suficient. Întrebarea este ce fel de creștinism avem? Este un creștinism care este în conformitate cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Dacă nu, ascultați-mă cu atenție pentru că am să spun niște cuvinte puternice. Din neștiință sau din indiferență sau din răzvrătire, noi nu ne închinăm lui Dumnezeu. Și oricine nu se închină lui Dumnezeu, nu trăiește în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, se închină idolilor. Și cine se închină idolilor? Se închină dracilor. Matei 24, citesc de la versetul numărul 3. Dumnezeu să ne ajute ca acest cuvânt să rămână în inima noastră. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Spune-ne, Doamne, când se va întâmpla? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Cine a spus noi că este în spatele înșelării? Cine a spus că este în spatele oricărei minciuni? Diavolul. Și acum ascultați cum va lucra cel rău. Versetul 5. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Pe câți vor înșela? În numele cui vor fi înșelați? În numele lui Iisus. Citim versetul 11. 24:11. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu aici. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Hristoși mincinoși înșală pe mulți, proroci mincinoși înșală pe mulți. Priviți ce spune versetul 24. Matei 24 cu versetul 24. Că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei. Elementele înșelării se vor aduna. Hristoși mincinoși au înșelat pe mulți, proroci mincinoși acum fac front comun. Într-o ultimă încercare de a înșela pe cei, pe cei aleși. În numele cui va fi făcută înșelarea? În numele? Tot în numele lui Iisus va veni și persecuția. Și aș vrea să citesc acum de la versetul numărul 6 din Matei 24. Cea mai aprigă persecuție se va face în numele lui Hristos. Oameni care vor mărturisi că ei cred în Iisus vor da la moarte pe alții credincioși cu adevărat în Cel care este Iisus Hristos. Oameni care se vor închina în duh și în adevăr, nu după porunci omenești, ci după poruncile lui Dumnezeu. Vreau ce spune Biblia aici. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați. Căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.
atunci, atenție, vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele, pentru numele meu. Cine ne va da la moarte pentru numele Domnului? Oameni care mărturisesc că ei cred în numele Domnului. În seara aceasta mă adresez oricui mărturisește că îl cunoaște pe Dumnezeu sau că știe numele Domnului. A vorbi despre Iisus înseamnă mai mult decât ai rosti numele. Nu vreau să fiu un mincinos, dar Duhul Sfânt a pus în inima mea un ultim verset. Îmi dați voie să vi-l citesc? Da. Și am încheiat. Matei capitolul 7 de la versetul 21. Matei capitolul 7 de la versetul 21. Aici sunt înregistrate cele mai teribile cuvinte care pot fi auzite de urechea omenească. Ascultați. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Pasajul continuă și spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. În numele Tău le-am făcut pe toate. Fiți atenți ce le va spune Iisus. Versetul 23 și 24 spune, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi care lucrați fără de lege. Plecați de la mine, toți aceia care ați avut un creștinism după porunci omenești, nu după poruncile mele. Asta pentru toți aceia care susțin că legea lui Dumnezeu nu este valabilă. Hristos însuși când va veni pe norii cerului ne va întreba, cum de n-ai păzit legea și poruncile mele? Dragii mei, în această seară, eu aș vrea să îi rog pe Dumnezeu, Doamne, vreau să Te cunosc din toată inima. Nu vreau să aud vreodată aceste cuvinte. Niciodată nu Te-am cunoscut. Câți dintre dumneavoastră ați înțeles în această seară despre ce am vorbit? Câți ați înțeles că motivul revenirii lui Hristos va fi pentru a pune capăt închinării false din zilele din urmă? Câți ați înțeles că în zilele din urmă închinarea falsă va fi forțată prin legi ale diferitelor națiuni ale Pământului? Câți ați înțeles că trebuie să fim dintre aceia care să-L cunoaștem cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, nu doar o religie a buzelor, ci o religie, o credință care să fie bazată pe Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu? Câți ați înțeles lucrul acesta? Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, venim înaintea Ta, Doamne, în seara aceasta să-Ți mulțumim atât de mult pentru cuvântul Tău. Și, Doamne, deși am zăbovit mai mult, este numai pentru că am dorit ca mesajul acesta să fie cât se poate de clar pentru toți cei care sunt prezenți aici. Doamne, înaintea noastră stau vremuri foarte tulburi. Vedem cu ochii noștri cum reprezentanții ai legii și al diferitelor guverne din lumea aceasta iau hotărâri care merg împotriva libertății de conștiință, merg împotriva adevărurilor din cuvântul Tău și în curând, închinarea falsă va fi promovată prin legile diferitelor națiuni. Și la fel cum s-a întâmplat pe vremea Domnului Iisus Hristos, când biserica și statul s-au unit, Domnul nostru, Mântuitorul nostru a fost persecutat, ba chiar ucis, datorită credinței în cuvântul Tău. Timpul acesta va veni
din nou. Este chiar în fața noastră, Doamne. Noi te rugăm să ne dai putere să rezistăm, să stăm de partea adevărului tău. Pentru că tu ai promis că vei birui. Și toți aceia care sunt chemați, aleși și credincioși vor birui alături de miel în acest ultim conflict. Binecuvintează, Doamne, pe toți cei prezenți în seara aceasta. Fii, Doamne, alături de noi. Pune Tu în inima noastră o dorință de a trăi viața noastră de credință după cuvântul Tău cel Sfânt. Îndepărtează de la noi minciuna și înșelarea și ajută-ne să veghem, pentru că vremurile sunt rele. Binecuvintează pe toți cei care au participat, familiile lor, condu-i cu bine la casele lor, Doamne, și ajută-ne ca prin puterea Ta să ne întâlnim din nou în curând, ca să putem învăța la picioarele Tale din Sfânt Cuvântul Tău. În numele Lui Iisus Te-am rugat. Amin.